Bună ziua, dragii mei! Camizea sunt, de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Aș dori să încep prin a mulțumi tuturor celor care ați rămas alături de mine de-a lungul timpului și încă mai urmăriți canalul meu de tarot, deși poate nu am fost foarte prezentă pe acest canal, iată sunt încă alături de voi și voi fi în continuare. Apreciez fiecare vizualizare, fiecare comentariu pe care îl citesc cu foarte mare atenție. Alături de noi, sub masă, se află și cățelul nostru pe care îl auziți mereu sporăind, dar noi ne-am obișnuit deja cu el. Astăzi, dragii mei, o voi aduce să vorbească cu voi pe ghidul meu spiritual, Zeia, care este din ce în ce mai prezentă în conștiința mea, iar în partea a doua voi face tălmăcirea cu cărțile de tarot pentru energiile spirituale curente, pentru toate zodiile. Cine este Zeia? Zeia este ghidul meu spiritual care comunică cu mine încă de la naștere. Așa am cunoscut viața. Știam că este în permanență cineva în conștiința mea care mă ghidează. În ultimii ani, însă, prezența ei s-a făcut din ce în ce mai simțită și în ședințele de meditație, comunicările au venit foarte, foarte profund. Din ce în ce mai mult, Zeia dorește să apară pe canalul de YouTube și să vorbească cu voi. Astăzi, ea vine și va vorbi despre un subiect foarte aprins, și anume Sufletul Geamăn. Zeia vă spune că în ultima perioadă foarte multe suflete pe acest pământ au început să se conecteze pe vibrațiile dimensiunilor înalte, a patra și a cincea. S-a deschis această punte de comunicare cu lumea spirituală. Voalul care protejează lumea noastră a început să se facă din ce în ce mai subțire. Este un val de protecție, este valul Marii Preotese. Nu toată lumea are acces în lumea spiritului. Acolo se pătrunde la un moment dat, însă omul trebuie să treacă printr-o transformare profundă spirituală. Asceții sau sfinții, călugării, cei care se retrăgeau în pustiu, posteau și meditau zile întregi și nopți, yoginii care se nevoiesc, o fac pentru că își doresc să pășească pragul acestor dimensiuni spirituale. Iar acest lucru se face cu mare nevoință și multă, multă practică. În ultimii ani, însă, datorită faptului că tehnologia pe Pământ a evoluat foarte mult, s-a creat un câmp electromagnetic foarte puternic în jurul planetei voastre. Datorită acestui câmp electromagnetic, se permite trecerea pragului din ce în ce mai ușor către dimensiunea a cincea spirituală. Se spune că spiritul este trezit, ajunge în 5D, cum spun oamenii, însă ce se întâmplă când ajungeți acolo? Oamenii nu sunt obișnuiți cu aceste energii foarte puternice. Odată ajuns, conectați pe aceste vibrații înalte, omul începe să simtă ceva care nu a mai simțit niciodată. Foarte mulți începeți să simțiți aceste lucruri atunci când vă îndrăgostiți de cineva. Oare ce este dragostea? Dragostea, ne spune Zeia, este un sentiment care ia naștere în sufletul unui om, la fel ca și ura, la fel ca și invidia, la fel ca și teama. Dragostea
Este un sentiment pe care omul îl naște în inima sa. De acolo pornește dragostea. Când două persoane se întâlnesc și se naște dragostea în sufletele lor, iar această dragoste se unește cele două persoane, poate fac amor, poate este o uniune doar prietenească, spirituală, emoțională. În orice caz, energia celor doi se îmbină. În acel moment, se produc niște legături emoționale, pe care oamenii încep să le simtă din ce în ce mai puternice. De acolo a venit conceptul sufletului geamă. Omul simte ceva care poate este anormal. N-a mai simțit așa niciodată. Sunt oameni în vârstă, oameni trecuți de prima tinerețe și simt aceste vibrații, chiar și în corpurile lor fizice. Vin și întreabă ce se întâmplă cu mine. Mentalul meu este obsedat de această idee, iar corpul meu începe să aibă senzații pe care nu mi le pot explica. Spiritul vă spune că tot ceea ce voi simțiți are legătură cu evoluția voastră spirituală. Nimic nu stă pe loc, totul se transformă pe planeta Pământ. Oamenii evoluează. Iată, pășiți ca planetă în a patra și a cincea dimensiune. Se spune că nu toți pot ajunge acolo. De aceea, unii oameni se trezesc spiritual, încep să simtă din ce în ce mai mult, iar alții rămân în urmă, din păcate. Nu toți se trezesc cu aceeași viteză. Divinul feminin, femeile de pe pământ, se trezesc foarte rapid și, bineînțeles, vor urma și bărbații, dar unii dintre ei o fac mai încet. Așa este scris tiparul karmic. Foarte multe femei suferă în această perioadă din cauza că sunt legate, agățate spiritual, emoțional, de energia unui bărbat pe care îl consideră sufletul geamăn, nu mai știu ce se întâmplă cu ele, nu mai au liniște, ajung până la boli fizice și obsesii mentale și vin și întreabă ce se întâmplă cu mine, de ce nu am pace, de ce nu pot să fiu cu persoana iubită. Acum fiecare aveți tipare karmice diferite și fiecare situație nu poate să fie una la fel cu cealaltă. Se observă însă câteva tipare generale legate de această energie a așa spusului suflet geamăn. Persoana apare în viața ta și îți dă viața total pe dos. În momentul în care apare această persoană, fie că tu ești femeie sau bărbat, n-are importanță. Am spus că se trezește divinul feminin, dar pot fi și bărbați. În momentul în care apare persoana respectivă în viața ta, totul se schimbă. Dintr-o dată, dacă tu te afli într-o altă relație cu altcineva, observi că relația în care tu te afli este una disfuncțională. Poate ai văzut acest lucru și înainte, dar acum este evident, acum îți vine să fugi. Acum îți vine să pleci de acolo. Fericiți sunt cei care reușesc să se despartă. Însă ce se întâmplă cu cei care nu reușesc? Sunt contracte lumești spirituale care nu pot fi sparte și persoanele rămân în continuare în aceste relații ușor disfuncționale, unele mai mult, altele mai puțin. Însă nu trebuie să suferiți, vă spune spiritul. Dacă ați cunoscut sufletul geamăn sau cum doriți dumneavoastră să-l numiți, sufletul pereche, și sunteți cu altcineva pentru că aveți un contract lumesc sau obligații familiare și sociale, nu trebuie să suferiți. Energia pe care voi o simțiți în corpurile și în mințile voastre are de-a face cu energia voastră. Este energia voastră kundalină, vă spune spiritul. De acolo vin aceste senzații și nu vin de la cealaltă persoană. Cealaltă persoană apare în viața voastră pentru a vă trezi la realitate. Are un rol de catalizator. Orice este un catalizator, este un element care vine și grăbește o reacție chimică. Apare sufletul geamăn,
viața ta se schimbă. Mergi acasă la soț, la soție și vezi că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Venirea ta, dacă nu te poți despărți din relația de căsătorie, este să lucrezi cu acea relație. Oamenilor le vine foarte greu să creadă acest lucru. Le vine să plece peste noapte și nu pot și atunci stau și suferă. Dacă nu te poți despărți din relația de căsătorie și dacă nu poți să fugi în lume cu sufletul tău geamăn, rămâi în relația ta de căsătorie, spune Spiritul, și lucrează cu această relație. Înseamnă că sufletul geamăn a venit doar să te trezească și să-ți aducă aminte că tu trebuie să parcurgi niște pași și să înveți niște lecții. Acesta ar fi unul din tipare. Un alt tipar observat pe pământ în acest moment este între sufletele gemene care se întâlnesc, se iubesc, se face declarația de iubire și unul dintre ei pleacă, iar celălalt rămâne cu ochii în soare. Celălalt nu reușește să înțeleagă de ce sufletul iubit a plecat. Rămâne cu această obsesie mentală, emoțională și nu reușește să-și mai refacă viața. Îl așteaptă să se întoarcă. Dar ce se întâmplă dacă sufletul geamăn nu se întoarce? Vei rămâne în așteptare o veșnicie? Gândește-te că tu, atunci când mergi în spirit, ești acolo cu cine vrei și când vrei. Însă aici, pe pământ, există reguli tridimensionale care împiedică anumite persoane să fie împreună. Aceste legi pot fi distanțe, pot fi contracte lumești, poate să fie orice. Dacă tu ai întâlnit sufletul geamăn și acesta a plecat sau nu dorește să fie cu tine, Spiritul îți spune să-l lași să plece. Lasă-l să plece și ia toată această iubire care s-a născut în sufletul tău și oferă-ți-o ție însuți, pentru că ai nevoie de ea să te vindeci. Iar energia kundalină a dragostei este energia vindecătoare, orgasmică, care creează viață și care vindecă. În alte tipare karmice ale sufletelor gemene, se observă că cele două persoane se întâlnesc, se iubesc și hotărăsc să meargă fiecare pe drumul său. Se produce această despărțire, nimeni nu știe nimic de celălalt, pleacă, se căsătoresc cu alții și după 20-30 de ani, chiar 40 de ani, s-a întâmplat, se reîntâlnesc aceste suflete, transformate, mature, trecute prin viață și într-o dată se produce acea uniune emoțională care vine și se reface între cele două suflete. Au trecut 10 ani, 20-30. Emoția este la fel de puternică ca la prima întâlnire. Ambii se dau peste cap, pe ambii apucă extazul și se întreabă, oare de ce m-am reîntâlnit cu această persoană după 20 de ani? Care este scopul acestei reîntâlniri? Se întreabă. Trebuie să-mi las familia acum, să divorțez, să plec în lume, dar nu pot, am copii, am obligații, am situație materială. Ce fac cu această iubire? Spiritul vă spune, păstrați-o și folosiți-vă de energia sa vindecătoare. Însă ceea ce voi nu știți, oamenii, este că această dorință de a fi cu acea persoană în fizic are legătură cu corpul vostru fizic de oameni muritori. Omul muritor are un corp fizic de care depinde hormonal să se mulțească, să perpetueze viața pe acest pământ, să creeze avataruri în care să se încarneze spiritele care doresc să vină pe pământ. Omul crede că el este corpul fizic, însă oare ce este omul? Omul este spiritul care vine și populează un avatar pe pământ. Avatarul are un creier. Creierul este o antenă care percepe atât energiile spirituale superioare, dar și pe cele ale realității tridimensionale înconjurătoare. Creierul învață când vine pe pământ că este om. Este învățat de către părinți la școală ce trebuie să facă, cum trebuie să facă.
trebuie să aibă anumită cale în viața sa. Și cu toate acestea, când apare sufletul geamăn, nimic din ceea ce ați învățat nu mai este valabil pentru că vede cu totul peste cap. Evident că fiecare poveste este unică și trebuie analizat tiparul karmic în parte, personalizat, dar energiile generale care se văd, acestea sunt. Oamenii din ce în ce mai mult se întreabă, am o conexiune emoțională, ce să fac cu ea? Pentru că, cu toate că mi-aduce foarte multă bucurie, mi-aduce și foarte multă suferință. Atunci ne întrebăm, oare sufletul geamăn este menit să ne aducă paradisul? Poate să ne aducă aminte de paradisul pierdut, iar noi, rămânând în această dimensiune de frecvență joasă, dureroasă, în care visele noastre poate că nu întotdeauna devin realitate. Însă realitatea, cea adevărată, este că nu ați venit pe pământ să fiți cu sufletul geamăn, oameni buni. Ați venit pe pământ să fiți cu parteneri, alături de care să vă puteți transforma, să puteți învăța lecții de viață pe care vi le-ați scris în destinul vostru. Cu sufletul geamăn și pereche, sunteți în spirit și veți fi întotdeauna, pentru că acolo sunteți cu cine doriți. Acolo, în familia voastră spirituală, alegeți cu cine să fiți. Însă țineți minte un lucru, vă spune Zeia. Acolo nu aveți trupuri fizice și nu știți ce înseamnă amorul fizic. Pe pământ sunteți sclavii acestui amor fizic. De aceea suferiți, pentru că aveți așteptarea ca sufletul geamăn să vină. Și fizic, să ia conducerea în viața ta sau să-ți rezolve problemele din viața ta. Dar nu se întâmplă așa. Sufletul geamăn are menirea să te trezească pentru ca tu să vezi care sunt acele lecții pe care le-ai de învățat alături de alte persoane. Și din când în când, sufletul geamăn se întoarce ca să-ți mai oglindească următoarele lecții pe care tu le-ai de învățat. Este foarte mult de spus despre acest concept al sufletelor gemene, însă, pe scurt, cei care treceți prin această energie și nu știți ce se întâmplă cu voi, aduceți-vă aminte de ce vă spune Zeia. Cu sufletul geamăn, în spirit, poți fi oricând și oriunde. Suferința vine pentru că, la nivel tridimensional, ai așteptări trupești de la această persoană. Dacă n-ai avea trup și ai fi numai spirit, n-ai mai suferi. Pentru că ceea ce te ține pe tine departe de sufletul tău geamăn este incapacitatea de a avea această legătură fizică. Însă gândește-te că el nu este omul geamăn, este sufletul geamăn. Iar sufletul nu cunoaște intimitatea fizică, o cunoaște doar pe cea spirituală. Bucurați-vă de această energie, cei care o cunoașteți, păstrați-o, dar dați-i libertate. Dați-i libertate să vină și să plece, pentru că va veni singură această energie atunci când aveți nevoie de ea și va pleca atunci când voi trebuie să mergeți și să vă învățați lecție de unul singur sau cu altă persoană. Acestea au fost energiile spirituale de moment. În continuare voi citi și cărțile de tarot. Zeia rămâne prezentă în conștiința mea și, dacă dorește să mai trimită mesaje, veți auzi cuvintele Zeia vă spune. Atunci știți că este mesajul ei. Eu în continuare voi citi pentru zodii, voi începe cu peștii. Care sunt energiile în această perioadă pentru pești? În aceste legături spirituale, emoționale, și avem, iată, mai multe cărți aici, peștii sunt în așteptare a unei iubiri. La pești avem și patrul de cupe, avem și doiul de cupe. Iată ce cărți interesante, peștele care așteaptă un răspuns de la cineva, așteaptă un suflet pereche pe care îl simte. Peștele are această capacitate de a simți că cineva există pe pământ cu această energie a sufletului pereche și că undeva această persoană poate că așteaptă. Însă la pești în această perioadă este iubirea dată la spate. Dragii mei, sunteți în așteptare, hrăniți această energie pentru ca să nu suferiți, însă hrăniți-o doar în sufletul vostru. Fizic sunteți încă singuri, vedem la pești.
Vă gândiți foarte mult, această cupă, plină de iubire, este într-un nor, deci cei care cunoașteți tarotul la patrul de cupe, cupa de iubire este într-un nor, însă aici, intuitiv, citind aceste cărți, norul este imaginația voastră, este spiritul, acolo unde iubirea este fără limite. Spiritul vă spune, la pești, să păstrați această iubire în sufletul vostru, pentru că într-o bună ziua o veți întâlni, să nu vă pierdeți speranța. Aveți foarte mari șanse, peștii, în această perioadă, dacă hrăniți această energie emoțională, să o puteți face într-o bună zi să apară în viața voastră. Iată ce frumos pentru pești. Însă sunteți în așteptare, marea majoritate dintre voi care vă doriți un suflet geamăn. În continuare avem energiile pentru berbec la sufletul geamăn. Ne cad foarte multe cărți la berbec, le voi citi pe toate. Aici se așteaptă comunicare. Unii dintre voi aveți comunicare cu o persoană la distanță care doriți să vină acasă. Comunicarea probabil că vă spune că nu este posibil în această perioadă să se întoarcă acasă. Unii dintre voi aveți impresia că acea persoană nu se mai întoarce, că i-ați pierdut pentru totdeauna, că au plecat pe drumul lor spre o altă iubire și simțiți o foarte, foarte mare apăsare, mai ales dacă ați avut o relație de lungă durată cu acea persoană. Deci, pentru berbec, cei care ați fost în relație cu sufletul geamăn sau pereche, comunicare se poate produce, dar nu va fi ceva emoțional. Deci, dacă comunicați cu aceștia, cred că este sfârșit de drum aici și fiecare pleacă pe drumul său. Însă, în casa sufletului tău, această energie va fi întotdeauna. Aveți casa și familia la sfârșit, dar și 10 de spade înaintea acestei case și familii. Deci, ca să nu suferi, păstrează energia sufletului tău geamăn în casa inimii tale. Acolo este casa ta. Nu aici pe pământ, ci sufletul tău, pentru că acolo nicio iubire nu poate să fie învinsă. Iubirea acolo este nelimitată. Iată, la berbec se produce despărțire, se produce durere cu sufletul geamănii. Mai departe, pentru cei din zodia Gemeni, vom citi energia sufletului geamănii. Avem din nou o energie de spade, regele de spade, inima rănită, decade la Gemeni, care au fost cu sufletul geamăn, acestea sunt cărțile. Au avut o iubire, vedem aici, pentru voi este foarte prezentă o iubire din trecutul vostru, dar din tinerețe este această iubire la care vă gândiți din ce în ce mai mult și nu reușiți să vă vindecați. Trebuie să lăsați mentalul la voi să ia conducerea, pentru că inima este clar, este rănită și nu poate să-și revină în această perioadă, însă mentalul vostru vă poate ajuta pe gemeni. Spuneți-i creierului să ia conducerea, pentru că inima nu reușește. Inima este îndurerată la gemeni după această persoană. Continuare pentru cei din zodia Rac, energia sufletului geamăn. Pentru Rac avem regele de cupe. Avem împărăteasa și avem asul de bâte. Iată și un mesaj aici, mai pozitiv, pentru gemeni este acesta. La gemeni se deschide drumul. Este posibil ca sufletul geamăn să apară în viața voastră, să se deschidă iarăși o portiță de comunicare, dacă este cineva din trecutul vostru care se întoarce. Un început de drum, vedem pentru gemeni. Iată, din ce în ce mai mulți gemeni în această perioadă se vor conecta pe energia sufletului geamăn, vor intra în legătură cu persoana respectivă și se va deschide această energie kundalină. Bucurați-vă de această energie dacă întâlniți sufletul geamăn, pentru că nu se știe cât va dura. Zodia Rac, sufletul geamăn. Pentru Zodia Rac avem 9 de monede și 5 de cupe. Pentru voi se cere detașare și se cere și la voi să vă acordați toată această iubire vouă. Sunteți într-o perioadă de vindecare, cei din zodia Rac, pentru voi citesc aici, o perioadă de vindecare în care începeți să vă concentrați mai mult pe bunăstarea voastră materială, începeți să plângeți mai puțin, să spunem, dacă ați plâns cumva după acest suflet geamăn și să vă orientați către o altă iubire. În acel punct al tiparului karmic sunteți voi acum. Mai departe, pentru cei din zodia Leu, să vedem unde vă aflați în această călătorie a sufletului geamăn, pentru voi avem 3 cărți.
La voi cred că se produce un început de drum, cele două persoane se întorc împreună, este posibil, cu maturitate, vedem, și încep să se redescopere unul pe celălalt. Simt două persoane mature, avem un rege și o regină, o energie foarte caldă și un început de drum, simțim aici și pentru leu. Dacă este cineva din trecutul vostru, vă reîntâlniți cu acea persoană, transformați, oare ce veți face cu această energie, atenție mare. Să nu puneți condiții, bucurați-vă de ea, pentru că iarăși nu se știe cât va dura. Energiile acestea fluctuează, vin și pleacă. Nimic nu este veșnic pe pământ, totul se transformă. Următoarea zodie este Fecioara, energia sufletului geamăn. Pentru voi, dragi fecioare, au căzut și la voi foarte multe cărți. Le voi citi pe toate. La Fecioara și la voi trebuie o vindecare, vedem aici. Sunteți iarăși cu moneda în mână, trebuie să vă concentrați pe munca voastră, pe stabilitatea materială. Văd persoane tinere, văd care aveți o energie și voi foarte oscilantă. Când vă vine să-l iubiți, când vă vine să-l criticați și să-l judecați pe acest suflet geamăn, dacă este lângă voi, vă simțiți bine, dacă nu mai vine să vă mai comunice, îl vedeți cu coarne. Deci, aici sunteți un pic mai oscilanți voi, cei din zodia Fecioară. Sunteți într-o situație în care parcă nu înțelegeți ce se întâmplă deocamdată cu acest suflet geamăn. Este suflet geamăn? Nu este suflet geamăn? Ce caută în viața mea? Când e acolo? Când nu e acolo? Și aveți așa o ușoară nervozitate, vedem, pentru că nu știți ce se întâmplă cu voi. Spiritul vă spune să vă concentrați pe propria persoană și mai ales pe situația voastră materială. Este momentul ca voi să puneți la punct aspectele din viața voastră pentru a avea securitate materială. Mulți dintre fecioare sunt în relații de codependență materială cu alte persoane și de aceea se atrage atenția asupra acestor energii. Deci trebuie să aveți voi independența voastră materială ca să puteți să fiți cu sufletul geamăn. Altfel veți rămâne în relații cu altcineva din cauza că nu puteți să vă întrețineți singuri. Următoarea zodie este Balanța. Energia sufletului geamăn în această perioadă pentru Balanță. Avem prima carte care este Marele Preot. Concepțiile și judecata de apoi. Iată, Balanța descoperă noi concepte despre viață, despre iubire, despre relațiile de căsătorie. Se produc revelații în aceste relații de căsătorie. Foarte multe balanțe se trezesc și încep să analizeze. Probabil că apare acel suflet catalizator, geamăn, care vine și te trezește pe tine balanță, pentru ca tu să înțelegi ce se întâmplă în căsnicia ta, dacă ești căsătorit. Dacă nu, ai o revelație despre ceva, o concepție morală despre viață, care trebuie adresată și trebuie înțeleasă dintr-un alt punct de vedere. Concepția despre viață morală începe să se schimbe pe planeta Pământ cu o rapiditate imensă. Mai departe avem zodia Scorpion, energia sufletului geamăn în această perioadă. Pentru voi avem șaptele de cupe, nouăle de cupe și regele de bâte. La voi este momentul să vă explorați propria energie kundalină, să vă exprimați personalitatea, în intimitate, să aveți încredere în voi, pentru că emoțional și voi ați fost bulversați, probabil, în așteptarea acestui suflet care să vină și să vă înțeleagă. Se pune aici problema că mai bine să fiți voi singuri și să vă înțelegeți singuri pe voi înși vă. Pentru că numai atunci când sunteți voi stăpâni pe sentimentele voastre și aveți încredere profundă în voi, va putea și altcineva să vă răspundă cu aceeași monedă. Sufletul geamăn vine și vă arată slăbiciunile. Vă arată ceea ce vă lipsește. Vă pune să vă uitați în oglindă, de aceea se numește oglindă. Vă spune, du-te și uite în oglindă. Ce-ți lipsește pentru a fi cu mine? Sau ce-mi lipsește pentru a fi cu tine? Aici avem scorpionul, citim acum. Scorpionul se uită în oglindă și începe să se cunoască pe sine în această perioadă. Aceasta este energia lecției de viață, a te uita în oglindă, a te cunoaște pe tine și ați număra calitățile și binecuvântările și ați le recunoaște. Calitățile, am spus, nu defectele. Să-ți recunoști calitățile, Scorpion, și să fii mândru de ele.
Mai departe, avem săgetătorul. Pentru săgetător avem doiul de monede, cinciul de spade, șaptele de bâte și carul triumfal. Acestea sunt cărțile. Săgetătorul, citim aici, este la o răscruce pentru că primește din partea sufletului geamăn repulsie și s-a săturat să se mai apere sau să se mai lupte. Își dorește să se desprindă, să meargă mai departe pe drumul său. Este vorba despre săgetător. Comunicarea cu sufletul geamăn nu se face așa cum trebuie. Unii dintre ei sunt la distanță, dar nu toată lumea. Însă, la săgetători, probabil că ați stat și v-ați gândit foarte multă vreme dacă să mai hrăniți sau nu această energie și ajungeți la concluzia că nu vă este benefică în această perioadă. Energiile, v-am spus, vin și pleacă atunci când aveți nevoie de ele. Capricornul, prin ce trece Capricornul în legătură cu sufletul geamăn în această perioadă? Avem Marea Preoteasă, sincronicitățile din viața voastră, vedeți acele numere, aveți acele vise. Se deschide lumea către a cincea dimensiune pentru voi și sunteți în acea perioadă de visare, de contemplare și aveți astfel de cuper. La voi este iubirea aceea în 5D. Voi sunteți cu totul în 5D. Se produce deschiderea centrului inimii, pentru Capricorn vorbim aici. Sufletul geamăn care apare în viața voastră în această perioadă are menirea să vă deschidă spre iubire, dar se produc și niște comunicări telepatice la voi. Și intuiția voastră este foarte bună, apar sincronicitățile pentru voi. Și vărsătorul, ia să vedem cu ce se confruntă vărsătorul în energia sufletului geamăn în această perioadă. Pentru voi avem spânzuratul, sunteți încă agățați de cineva pe care nu-l înțelegeți, nu mai știți de ce sunteți acolo, emoțional, vibrați acolo, dar nu știți. Și apare o nouă iubire. Vedem cavalerul de cupe și spânzuratul. Un sacrificiu vedem aici în iubire. Ia să mai tragem o carte. Parcă mi-apare cuvântul sacrificiu. Și avem Îngerul Temperanței. Îngerul Temperanței este alături de voi pentru a vă ghida. Ghidul vostru spiritual este aici, în căutarea iubirii. Dar pentru asta trebuie să vă desprindeți, pentru că dacă sunteți agățați într-o energie care nu vă mai este de folos în această perioadă, trebuie să plecați pe drumul vostru către iubire. Să cunoașteți probabil iubirea cu altcineva și apoi să așteptați, plecând, poate peste câțiva ani, 10, 20, 30, 70, vă veți reîntâlni cu acest suflet geamăn pentru a învăța alte lecții de viață. Acestea au fost energiile curente în tălmăcirea sufletului geamăn în această perioadă. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dragii mei. La revedere!